Tu non entra in disegno. Non entra? Binecuvântati este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în veci vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu, Valentin și Gabriela. Vă se desăvârșită pașnică și ajutor. Pentru ca să fie binecuvântat în deplină înțelegere și în credință Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Dumnezeu nostru să trăiască lor nuntă și să și viață nevinată, pentru ca să fie izbăviții și le dătrăgatul, ne-a primește și voia, plânduiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, apărata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește de pe noi. Pe noi înșine și unii prea alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Toată slava, cinstea și închinăciunea. Invitează și pe robii tăi aceștia, povățuindu-i pe ei pe toată fapta bună, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește robul lui Dumnezeu, Valentin, cu roaba lui Dumnezeu, Gabriela Madalina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu, Valentin, cu roaba lui Dumnezeu, Gabriela Madalina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu, Valentin, cu roaba lui Dumnezeu, Valentin, Gabriela Madalina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește noua Dumnezeu Gabriela Madalina cu robul Dumnezeu Valentin, în numele Tatălui și-al Fiului și-al Sfântului Duh. Se logodește roaba Dumnezeu Gabriela Madalina cu robul Dumnezeu Valentin, în numele Tatălui și-al Fiului și-al Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm.
Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga patriarhului Avram, ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să locătească femeii stăpânului său Isaac, și prin mijlocirea sfatului de apă, ai descoperit să locătească pe Rebeca, însuți binecuvintează logodna robilor tăi, Valentin și Ilia spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc, însuți dar, stăpâne, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri cei aleși ai tăi din neam în neam, caută spre robul tău Valentin și spre roaba ta Gabriela Mădălina și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste, că Tu, Doamne, arăta să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inel s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin inel s-a... Acum și cururea și în vecii vecilor. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericite și bine îți va fi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Femeia ta, ca o vie roditoare, laturile casei tale, fiitei ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru robii Dumnezeu Valentin și Gabriela Mădălina, care acum se însoțesc unul cu altul, prin taia nunții și pentru mântuirea lor Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, pentru ca să le dea lor bună înțelegere, viață cumpătată și lor pântecelui spre folos, și ca să se veselească la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se dăruiască lor bucuria ta și de duș bun, și purtare fără de prihană, iasă pentru ca să le împlinească lor și nou toate cele cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fii izbăviți și noi de tot necazuri, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi. Dumnezeule, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de pruști din această însoțire. Însuți, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi. Și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și pe robii tăi, Valentin și Gabriela Mădălina. Viață, pagică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste, una către altă, într-o legătură a legii, dar de plus, seminție de cu viață, dărâmată cu nașterea veșenită a mărinii, vrecindu-i aș vedea prin fiindilor lor. Păzește viața lor fără mântuială și lor din roa celui de sus și merșugul pământului, umple casele lor de grâu, de vin, de unelește toată bunătatea, ca să dea și celor lipsii și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei, poate cele ce pentru mântuire. Când Dumnezeu milosiv și îndurat și de oameni, iubitorii și ție slavă în țări, împreună cel care a început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul nunții celei tainice și prea curate, și legiuitorul nunții celei trupești, păzitorul nestricăciunii, și chibernisitorul cel bun al celor de trebuință vieții însuși, Stăpâne, cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ,
să-i facem lui ajutor din trânsul și luând una din coastele lui a izidit femeie, pe care văzându-o Adam a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, că din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta vă lăsăm sfinții tăi, aduce aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de părinții lor, care i-au născut și i-au crescut. Pentru că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor, aduce aminte, Doamne Dumnezeul nostru, și de robii tăi, Robert, Leonard și Cristina, Elena, nașilor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Aduce aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de robul tău, Valentin, și de roaba ta, Gabriela, Mădălina, și binecuvintează pe ei. Dă-le lor roadă pântecelui prunci bun și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i ca pe cedrii Libanului, ca o vie odrăslită. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea având, să sporească spre toată fapta bună și bineplăcută ție și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măslin împrejurul mesei lor și bineplăcând înaintea ta, să strălucească puterea, cinstea și închinăciunea împreună și Părintelui tău celui fără de început și Duhului celui de viață făcător, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeu cel Sfânt, care din tărână ai făcut pe om și în coastă l-ai făcut pe femeie și ai făcut Domnului spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ, însuți acum să pune întinde mâna ta din Sfântul Locaș, unește pe robul tău Valentin cu roaba ta Gabriela Mădălina. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește pe într-un gând, încurnează într-un tot. Cu roaba lui Dumnezeu, Gabriela Mădălina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Valentin, cu roaba lui Dumnezeu Gabriela Mădălina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul lui Dumnezeu Valentin, cu roaba lui Dumnezeu Gabriela Mădălina, în numele Tatălui și al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roabă Dumnezeu Gabriela Mădălina, cu robul Dumnezeu Valentin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, îl cononează-i pe dânsii. Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire și ca să fie sfântă și fără de prihană. Pace ție celei ce ai citit și nu uita, aleluia, aleluia, aleluia.
apostol și evanghelist Ioan și tine, Dorismete, în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo. Și au fost chemați la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, încă n-a venit ceasul meu. Mama s-a zis celor ce slujeau, să faceți orice vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă. Și le-a umplut până sus, apoi le-a zis, scoateți acum și duceți nunul lui. Iar ei au dus și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa și iau, a chemat nunul pe mire și i-a zis, orice am pune întâi vinul cel bun și când se amețesc pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Oh!
să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, că așa binevoit Dumnezeu. Binecuvântează și pe robii tăi, Valentin și Gabriela Mădălina, care cu purtarea ta de greu s-au sotit prin urmea nunții, binecuvântează, intrări și ieșirea lor înmulțește, cu bunătăți viața lor primește cu lor în împărăția ta, păzindu-i curat, fără prihană, și ne-a subit în vecii vecilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea tuturor sfântă și o ființă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea vă o viață nelungată, naștere, pruș, bun spor în viață și credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dragi nași, dragi miri, bunul Dumnezeu a rânduit că în această zi minunată de vară să ne adunăm cu toți în Sfânta Biserică, să noi preoții să săvârșim slujba Tainei Sfintei Cununii, dumneavoastră să fiți alături de cei doi tineri, pentru a păși în viața de familie creștină, deși, după cum am văzut, ei sunt de ceva timp împreună, dar iată că de astăzi înainte, Bunul Dumnezeu, prin rugăciunile noastre ale tuturor, a revărsat harul, va binecuvântat, așa cum ați înțeles și din Sfintele Rugăciuni, și să nu uitați niciodată că Dumnezeu este cu noi și ne ajută și nimeni nu ne poate dărui ceea ce ne dăruiește Bunul Dumnezeu. Nu vreau să vă rețin prea mult, ci doar să vă amintesc că taina cununiei nu este o tradiție din bătrân, este ceva sfânt, o unire pe care Dumnezeu a săvârșit-o prin această slujbă, o unire tainică, este extraordinar de frumoasă această unire dintre bărbați și femeie, încât Sfântul Apostol Pavel a zis că este o taină foarte mare, căreia nu putea să o asemene decât cu unirea dintre Hristos și Biserică. Și doar vreau să aduc aminte ce s-a întâmplat. Știm că Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a dat viața pentru Biserică, pentru oameni, pentru noi oameni, pentru a noastră mântuire. E așa este Sfânta Taina Cununiei. O jertfă, un sacrificiu, unul pentru celălalt. Să fii întotdeauna gata să-ți dai viața pentru jumătatea ta. Pentru că, ați văzut, ați intrat în biserică separați. Mirisica cu nașul și Ginerica și cu nașa. Până acum ați fost separați, dar de astăzi înainte veți fi un trup și pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i despartă. Sunteți două jumătăți, ați văzut? Nici o altă vietate de pe fața Pământului, nici o creație a dat lui Dumnezeu n-a fost un ajutor pe măsura bărbatul, ci femeia. Vedeți, sunteți un tot unitar. Să știți, sunteți egali înaintea lui Dumnezeu. Dar să știți că ați văzut foarte frumos, zice Sfântul Apostol Pavel, iar femeia să se teamă de bărbat. Nu este vorba de temerea aceea de frică, ci vorba aceea de a nu-l supăra cu cineva, a nu-l întrista, asta înseamnă să te temi să nu greșești,
bărbatului tău și să te temi să nu greșești soției tale, înțelegi? Adică să nu superi cu ceva, asta înseamnă. Adică să fie o iubire pe care ați depus aici un jurământ, că o veți păstra neîntreruptă până la mormânt. Deci asta, ați depus un jurământ înaintea lui Dumnezeu, că legătura dragostei voastre va rămâne neîntreruptă până la mormânt. Noi așa vă dorim să știți, să fiți sănătoși și să ne vedem peste 25 de ani, peste 50 de ani, la 25 de ani nunta de argint, la 50 de nunta de aur, împreună cu nașii voștri, să fiți sănătoși, să vă bucurați de timp, să nu uitați că faptul aceasta este bine plăcută înainte de Dumnezeu. Na, și aveți o datorie morală față de tinerii căsătoriți, față de Valentin și Gabriela, sunteți părinților spirituali. Și voi, ca nași, sunteți nepărtânitori. Pentru că părinții mirului țin cu mirele, să zicem, cu toate că iubesc și pe unul și pe celălalt, dar așa este. Să zic că totodată fiecare ține cu o dras la lui, ceea ce nu este, să zic așa, corect, dar nașii sunteți cei care îi împăcați pe amândoi, care nu țineți nici cu unul, nici cu altul, mai mult sau mai puțin, ci cu amândoi țineți în aceeași măsură, pentru că amândoi sunt copiii voștri. Și vreau doar să vă aduc aminte o vorbă a cuiva care m-a marcat pe mine în mod personal. Se spune că când femeia a fost luată din Adam, din coasta lui Adam, a fost luată din coasta dreaptă. Deci atât, de aici la sub braț. Asta înseamnă o crotire pe care trebuie să dăruiască bărbatul femeii, să aibă grijă de ea. Vedeți că dai grijă de la inimioară, la fel ca ceea ce ți este mai drag pe această lume. Niciodată să nu uitați lucrul acesta, că voi sunteți răspunsul unuia pentru celălalt la rugăciunile voastre. Fiecare dintre noi ne-am dorit uneori ca Dumnezeu să ne dea pe cineva după inima noastră. Deci astăzi sunteți răspunsul rugăciunii voastre. Și în final vedem frumoasele aceste buchete de flori și care sunt lângă lumânarea aceasta și pe care le țineți dumneavoastră în mână, nașa și mireasa. Ei, așa e o familie creștină, cu un buchet de flori, un tot unitar, ceva strâns. Dacă era doar o floare, nu era așa de frumos. Dar un buchet de flori la fel de frumos. Și atunci, cu ocazia aceasta, vă doresc să aveți minim 2-3 copii, să aibă nașii ce să boteze. Și o familie frumoasă este cu și numeroasă, cu mulți copii. Cu 2-3 copii, să vedeți că Dumnezeu vă va ajuta și de astăzi înainte și oricând, că Dumnezeu este cu noi. Iar din partea noastră, pe că, lângă rugăciune pe care le-am înălțat înaintea Bunului Dumnezeu, pentru dumneavoastră, miri, nași, părinților, să nu uitați, să-i respectați, porunca zice, cinstește pe tatăl tău, pe mama ta, ca bine să-ți fie ție și mulți ani să treci pe pământ. Deci, cinstindu-ne părinții, nașii, ne va fi bine nouă. Vă cântăm și vă urăm un sincer și un călduros la mulți ani cu sănătate. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină,
Are, are. Are.